trebuie să fac un mesaj pentru cei care au chemarea din partea Domnului Isus și încă sunt în cumpănă sau influențați de prietenii lor lumești. Aș dori să te avertizez că prietenii lumești, cei care fac parte din lume și sunt atras de lume, te duc în iad. Motivul pentru care spun acest lucru este că atunci când Domnul Isus te cheamă și tu îi permiți ca El să intre în viața ta, nu încep să nu mai fii atras de lucrurile pe care le oferă lumea. În schimb, prietenii pe care încă i-ai, ei aparținând întunericului, ei sunt foarte atrași de ceea ce lumea le oferă. Și anume, de bani, de mașini, de cariere, de femei, de bărbați. Ei poftesc trupul unui altuia, fel și fel de lucruri care te înstrăinează de Dumnezeu. Și în acest anturaj, când te întâlnești cu ei, nu poate fi vorba de Dumnezeu. Ei înjură, drăcuie, ne cinstesc numele lui Dumnezeu. Iar tu care ai chemare, tu știi în inima ta că ar fi trebuit să nu te asociezi cu ei, pentru că sunt două căi diferite. Tu începi să alegi deja, prin chemarea Domnului Iisus, prin acest har, calea către adevăr, dreptate, sfințenie, iar ei aleg în continuare să se mânjească și să crească în păcatele lor. Spunând aceste lucruri, aș dori să citesc din Ieremia, din capitolul 12 cu 6, zice: căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând, ei însiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Multe cazuri am întâlnit spunând că lasă că și noi credem în Dumnezeu. Uite, putem să vorbim puțin despre acest lucru și vei vedea că este o barieră foarte mare pentru ei în care poate să ascultă cuvântul lui Dumnezeu, o parte din Evanghelie, și încearcă să te oprească. Diavolul îi folosește, ei sunt agenți ai diavolului, nu-și dau seama de acest lucru, dar diavolul îi folosește pentru că ei nu sunt supuși Domnului Iisus, nu aparțin adevărului. Iar noi suntem chemați să trăim adevărul, să suferim necazul, să suferim nenorocirile și astfel prin aceste lucruri să le biruim prin harul Domnului Iisus și să creștem înspre desăvârșire, că acesta este scopul. Dar dacă noi ne întâlnim cu prieteni lumești și nu vrem să, cu râvnă, să răspundem chemării, nu facem decât să stăm indiferenți la un mare har la care suntem chemați și să ratăm viața veșnică, practic. Este un mare pericol acest lucru, pentru că am văzut credincioși, nu le spun creștini pentru că încă nu-L urmează pe Hristos, sau cei care L-au urmat pe Hristos și mai grav, din iubire față de lume, L-au părăsit pe Hristos. Și astfel ei au luat-o, fiind influențați de prietenii lor, au luat-o cu lumea. Noi suntem chemați să nu să ieșim afară din lume, să luminăm, să fim sare între ei, să iubim, să-i ajuți. Eu nu spun să îi ignori pe prietenii tăi acum, nu. Domnul Iisus te va ghida personal ce trebuie să faci. Dar sigur, cu siguranță nu te va lăsa să ai anturaj cu ei. Suntem chemați nici măcar să nu mâncăm la masă cu ei, cu astfel de oameni. Nici măcar să nu stăm, să pierdem timpul cu ei sau în plăcerile lor, la un suc, la o plimbare undeva. Pare destul de inocent. Dar tu, dacă ești chemat să fii un ucenic al Domnului Iisus, tu îți sacrifici acel timp prețios pentru alte lucruri, și anume veșnice, care acestea durează, evident. Nu sunt lucruri de nimic pe care ei le iubesc să le facă și vorbesc despre ele neîncetat. De asemenea, în Ieremia, capitolul 9 cu 2, spune prorocul: o, dacă aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el, căci toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișei. Și prietenii lumești, nu? Poftesc fetele pe stradă sau băieții pe stradă și te influențează și pe tine. Iar tu, care ai această chemare sensibilă, este bine să îi lași în urmă. Da, cheamă-i la pocăință, cât cum lucrează Domnul în viața ta și tu să fii supus lui, așa să faci. Dar depărtează-te de ei.
Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să-l facă rău. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul, iată îi voi topi în cuptor și îi voi încerca. Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lor de pace și în fundul inimii îi întind curse. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul. Iisus, când a chemat pe apostol, de exemplu, chemarea a fost personală pe vameșul Matei, când l-a chemat. Matei a lăsat totul și a urmat pe Domnul Iisus. Nu a mers împreună, nu a zis, Doamne, stai că mai am un prieten de muncă, mai am un prieten din copilărie, mai zăbovea cu el să-l convingă să vină la Dumnezeu. Nu! El singur a făcut acest lucru prin harul Domnului Iisus, pe care l-a chemat. Știm în Luca, capitolul 5 cu 27. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut un vameș numit Levi șezând la vamă. Și i-a zis, vină după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Un exemplu găsim în Faptele Apostolilor, unde Sfântul Pavel cheamă pe o femeie și anume Lidia. În Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu 13. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un rob de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la olaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Deci observăm că din acele femei cărora le-a vorbit Pavel, doar una singură a răspuns. Cea care avea inima deschisă Domnului. Și prin Domnul Iisus i-a fost inima deschisă, de fapt. Deci, cu atât mai mult noi, dar ar trebui să răspundem cu râvnă față de chemarea care o avem din partea Domnului Iisus. Astfel, acest har, această ușă se închide și va fi inima împietrită din ce în ce mai greu să venim la Domnul Iisus. E nevoie de pocăință cu lacrimi în ochi și regrete pentru păcatele comise până să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De asemenea, și în timp ce îl cunoaștem și mai greșim, să avem această stare de căință mereu. Dar vrând să mergem în sfințenie, da? Dorind acest lucru. În Proverbe, capitolul 24, împăratul Solomon ne sfătuiește prin Duhul Sfânt, care l-a avut atunci. Zice, fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Deci este exact precum Domnul Iisus a spus că nu știi atunci când moartea vine peste tine. Și pentru ce să te prindă în anturajul cu prietenii tăi? Ești chemat la o sfințire, ești chemat să cunoști dragostea lui Dumnezeu. Prietenii lumești nu pot avea dragostea lui Iisus în ei pentru că iubesc lumea. Și astfel Dumnezeu nu poate locui în inima lor. Îi spun că au o credință în Dumnezeu. Îi spun că merg și ei la o biserică, mai aprind o lumânare, mai pup o icoană, mai ascultă pe un pastor. Dar ei când, în afara acestor clădiri, ei nu trăiesc, nu fac parte din biserica vie. Ei nu trăiesc după Domnul Iisus. Nu au o relație nu au o legătură sinceră cu Domnul Iisus. Și ei încearcă astfel, diavolul prin ei, încearcă să te convingă pe tine că nu este nevoie ca tu să iei o decizie atât de fermă. Nu trebuie să devii habotnic sau să nu exagerezi cu credința ta. Dar Dumnezeu te cheamă să fii foarte serios. Te cheamă să lași în urmă hotărât
acești prieteni și la nevoie, la necaz, să-i ajuți cât poți de bine, ba chiar, zice la să ne iubim dușmanii. Și aceasta este o virtute prin care Iisus ne poate ajuta. De ce prietenii tăi nu au chemare și tu ai? Pentru că și Domnul Iisus spune în planul lui Dumnezeu că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Se merită oare să dăm cu piciorul această șansă minunată de a avea viață veșnică pentru a fi în continuare prieten cu cei din lume? Dorești tu să riști acest lucru? În loc să răspunzi Domnul Iisus să te rogi acum unde ești tu, să te întorci înapoi la El, căci El te cheamă. Eu te sfătuiesc să renunți la prietenia falsă care îți o oferă, căci prietenul la un moment dat te va dezamăgi. Poți găsi prieteni buni în creștinii născuți din nou, ghidați de Duhul Sfânt, care au dragoste în inimă și care nu se crede cei mai buni în ceea ce fac, care au smerenie și Iisus îi va arăta care sunt aceia dacă ești sincer cu El. Iar prietenul cel mai bun este numai Domnul Iisus Hristos. Acest loc aparține Lui. Niciun om de pe pământ nu poate lua acest loc. Este locul rezervat de Domnul Iisus pentru tine, dacă ești orfan, dacă ești văduvă, dacă nu ai tată, ai un tată ceresc. Ai un tată și anume pe Iisus Hristos, căruia îi pasă cu adevărat de noi și care ne găsește prețioși. Așadar, atenția falsă din partea prietenilor lumești să pierdem, să nu ne pese ce cred oamenii despre noi, ci să ne pese ce crede acela care poate să ne mântuiască sufletul sau care poate să-l piardă în funcție de ceea ce alegem noi. Îți doresc ca Domnul Iisus să-ți dea har.